Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore la Radio Televiziunea Chit. Bună ziua și la mulți ani, domnule general de 4 stele, Vasile Jenica Apostol. Vă mulțumesc că ați venit la noi. Începem anul cu dumneavoastră, începem cu dreptul, zic eu. Deși eu toată viața am început cu stângul, pentru că sunt militar și acolo toate deplasările începeau cu stângul. Sper să fie de bun augur și această pornire cu dreptul. Vreau să vă spun și eu la mulți ani, dumneavoastră și telespectatorilor, să vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că îmi face plăcere să discutăm exact în această perioadă despre un eveniment istoric atât de important pentru români. Urma să zic eu că luna ianuarie, zic eu, are o semnificație deosebită pentru noi românii și eu am să încep cu ceva cu care știu că vă provoc, ca să dăm drumul la subiect și să intrăm așa pe această temă pe care am planificat-o pentru această emisiune. Mica unire sau nu? Da, îmi știți părerea în legătură cu acest diminutiv pe care îl folosesc unii de prin presă și chiar oameni politici și chiar unii oameni de specialitate cu care eu nu sunt de acord, dar vom ajunge la asta, însă înainte aș vrea să subliniez faptul că în plan temporal ne situăm între două date istorice deosebit de importante pentru poporul român. E vorba de 5 ianuarie 1859, când Alexandru Ioan Cuza, colonelul Alexandru Ioan Cuza, a fost ales domn al Moldovei și 24 ianuarie, când aceeași persoană, Alexandru Ioan Cuza, 1859, 24 ianuarie, a fost ales în Țara Românească, în unanimitate, cum o să discutăm și mai târziu, ca domn al acestui principat. Un subiect interesant, zic eu, și o lună încărcată de semnificații pentru noi. Știți ce vreau să vă întreb? Cum era, domnule, situația atunci? Pentru că întotdeauna vorbim despre ce s-a întâmplat, dar nu vorbim și despre cum era situația. Dacă apelăm la memorie și la cunoștințele noastre de istorie, în măsura în care le avem fiecare, ne putem imagina cam cum era, cam ce atmosferă clocotitoare, câtă efervescență era în această perioadă și nu numai, început această efervescență cam de pe la 1856, dar acum era punctul culminant, deci între cele două date stabilite pentru alegerea domnitorului în Moldova și în Țara Românească, și erau interesați nu numai, deci nu putem spune numai anumite clase politice, numai o clasă politică, am greșit când am zis anumite, nu numai intelectuale, în toată țara, în rândul tuturor păturilor sociale, mai ales la țărani, ajunsese această idee a unirii și nu vorbesc numai de Moldova și Țara Românească, pentru că stăteau, cum să zic, cu foarte atenți, erau toți cei din Transilvania, românii din Transilvania, din Bucovina, din Basarabia, care erau ceva mai sceptici, știau că nu prea au șanse, dar deci toți românii din toate teritoriile ocupate, locuite de români, erau atenți la aceste evenimente. Și era o situație foarte, foarte activă din punct de vedere politic, din punct de vedere al pregătirii maselor pentru un asemenea eveniment și în rândul intelectualilor din cele două principate mai ales, era o preocupare extraordinară pentru că știau că nu se întâlnesc în istorie, nu te întâlnești de multe ori cu o situație conjuncturală, internațională, favorabilă, cum a fost atunci. Ei știau, intelectualii mai ales, că dacă se pierde acest moment al unirii, nu vor mai avea posibilitatea decât, știu eu, peste decenii, peste secole, poate. Era totul ca într-un furnicar, să înțeleg. Da, toată lumea vorbea despre asta, toată lumea vorbea despre Cuza, toată lumea vorbea și n-am spus, m-am referit doar la românii din teritoriile ocupate de ei, dar și marile puteri ale lumii, și nu ale lumii, poate mult spus, marile puteri ale Europei erau foarte atente la ceea ce se întâmplă în cele două principate. Și aici aș vrea și putem trece la un alt punct, pentru că este momentul, zic eu, fiindcă și vorbeam și de conjunctură favorabilă, aceasta ne-a fost oferită de deznodământul
războiului Crimei, în care Rusia a fost înfrântă și marile puteri europene au, printre alte măsuri pe care le-au stabilit, au luat în discuție în Congresul de la Paris din 1856 și situația principatelor dunărene, cele două principate dunărene, cum li se spunea nou atunci, Moldova și Țara Românească. Noi chiar am câștigat în urma acestui război, în afară de condițiile favorabile pe care le-am avut pentru realizarea unirii celor două principate, am recâștigat, ni s-au retrocedat cele trei județe din sudul Basarabiei răpite la 1812 de Imperiul Rus, e vorba de Cahul, Ismail și Bolgrad. Actuala Ucraina, astăzi. Acum sunt în Ucraina, da. Și ni s-au retrocedat totodată gurile Dunării. Interesele marilor puteri erau diferite și putem spune asta chiar acum. Rusia era pentru unire, pentru a slăbi puterea Imperiului Otoman și influența lui asupra țărilor române. Aveau nevoie de noi. Austria era împotriva unirii pentru că nu voia să se creeze un precedent și să dorească unirea și românii din Transilvania și din Bucovina. Franța era favorabilă unirii pentru a slăbi influența Turciei la gurile Dunării. Anglia era favorabilă turcilor, deci împotriva unirii, nu mai vorbim de turci care nu voiau unirea, da? Și în aceste Sardinia și de fapt Sardinia și Prusia erau favorabile nu din motive sentimentale, să zic așa, cum era Franța, ci pentru crearea unui precedent, pentru că și ei voiau să realizeze unificarea Italiei și Germaniei. Deci, cu alte cuvinte, aș putea spune din ceea ce să concluzionez așa, s-au creat niște premise istorice. S-au creat niște premise istorice favorabile care, așa cum am spus, dacă nu erau folosite, nu ne mai întâlneam cu ele cine știe câte decenii, sau chiar un secol. Am găsit zilele trecute și am notat ceva și chiar voiam să spun că, știți, noi am mai discutat, că ne propunem să spunem aici ceea ce nu prea scrie prin manualele de istorie și am mai văzut și opinia unor intelectuali chiar pe posturile de televiziune, să nu uităm că ieri a fost... au fost marcate la Academia Română zilele culturii române și am văzut niște intervenții valoroase și inclusiv președintele Academiei s-a referit la faptul că manualele noastre de istorie cuprind niște personaje care nu-și merită locul pe acolo și au omis unele personalități istorice care au marcat destinul României. Și aici voiam, notasem ca o mică paranteză pe care nu vreau să o, să o evităm și să o omitem. Am citit undeva recent și tot ne uităm noi că se schimbă miniștri la învățământ, tot se schimbă miniștri și cineva chiar făcuse un calcul cât erau. Eu am găsit un document scris de o intelectuală din Franța venită în România pentru 3-4 luni pe la 1860 și nota și ea atunci, deci nimic nu-i nou sub soare, nota și ea că s-au schimbat 12 miniștri într-un an la învățământ. Deci noi ne-am învățat nimic din istorie, cum spuneți? Da, istoria ne învață. Ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie. Da. Și am vrut această paranteză ca să vedem că și înainte erau lucruri de asemănătoare. Am ajuns la ceea ce îmi spuneți, la provocarea dumneavoastră, să nu-i spunem mica unire, pentru că am diminuat foarte mult... Să răspundeți la întrebare, nu? Da, acest eveniment istoric deosebit. Practic, unirea Moldovei cu Țara Românească constituie prima etapă importantă în formarea statului național unitar român.
Și mai e un aspect, dacă îi spunem Mica Unire și la 1 decembrie Marea Unire, la unirea de la 1000, cele două evenimente, unirea Basarabiei din 27 martie 1918 cu țara și unirea Bucovinei din 28 noiembrie 1918, cum le spunem? Uniri intermediare? Ce le spunem? De mijloc. Da. A fost o glumă. Cam nepotrivită, da? Nu, nu, dar e bine să subliniem aceste aspecte. Unire se cheamă, nu? Sau cum îi spunem? Unirea Principatelor României. Eu am scris într-o carte pe care văd că o aveți acolo un articol și l-am intitulat Unirea Moldovei cu Țara Românească, un act istoric de mare curaj. Da, cred că se potrivește. Așa am scris eu în fire de istorie, așa am dat titlul acestui material. Cred că se potrivește, într-adevăr se potrivește această că denumire. A fost un act chiar de mare curaj. Și ne întoarcem. Atunci. Da, dar mai aveam vreo două, trei observații. Vă rog. Eu tot mă întreb de ce această cutumă, potrivit căreia de 24 ianuarie ne ducem și sărbătorim numai la Iași, la București, aproape nu se face nimic. Păi vă întreb eu, de ce nu se face? Și eu m-am întrebat și acum cred că e o cutumă nefericită. Stabilită de politicieni? Dar nu știm în ce epocă. Singurul argument care ar fi acela că moldovenii, când au aflat că pe 24 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza a fost ales și domnitor al țării românești, au jucat Hora Unirii în actuala Piața Unirii din Iași. Deci aici am căutat eu o motivație în favoarea celor care merg numai la Iași. Și atunci unde sărbătorim? Păi noi sărbătorim acum pe la Iași, unii nu mai sărbătoresc nicăieri, așa cum l-au sărbătorit pe Eminescu, dar asta m-a frământat mereu. De ce numai la Iași? Pentru că dacă nu votau pe Cuza cei de la București, din Țara Românească, nu exista această unire. Da. În plus, vreau să mai spun și cred că e bine să subliniem că cele două principate nu s-au unit la 24 ianuarie 1859. Dar că... Nu! 24 ianuarie 1859 înseamnă dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Am înțeles. Dar adevărata unire s-a realizat în timp de 3 ani, din 1859 până în 1862, și pe 24 ianuarie 1862 a fost prima ședință a Parlamentului Unit. O să discutăm mai târziu, dacă nu plictisim, pentru că mi se pare interesant să spunem aceste lucruri și chiar mi-am notat și un program din ziua respectivă pe care o să-l citesc cu permisiunea dumneavoastră. Eram sigură că o să veniți și cu informații mai puțin cunoscute sau, mă rog, necunoscute de către noi, cei care, să zicem, cunoaștem ușor pe deasupra. Da, și mă preocupă acest aspect. Deci să găsesc informații care nu prea apar așa la îndemâna oricui. Asta înseamnă pasiune, înseamnă studiu, înseamnă răbdare, înseamnă unele renunțări cu care m-am obișnuit de o viață și de aceea eu le caut și sunt foarte bucuros când le găsesc. Și o să vă dau și un exemplu de o asemenea satisfacție când o să vă arăt un document și chiar dacă devansăm un pic, prin care o să demonstrez că santinela de la ușa lui Cuza, din noaptea când a fost detronat, când a fost lovitura de stat, era din județul Bacău, de la noi, din satul Ciuturești, comuna Odobești, județul Roman. Și am găsit un fragment dintr-un interviu pe care acest soldat l-a dat în 1909, deci el era soldat în 1859 la ușa lui Cuza și interviul l-a dat în 1809. Păi înseamnă... În 1909 am greșit. Am înțeles. Înseamnă că o să aflăm și contextul. O să vedem ce spune, de culise. Ce spune soldățel. Ca să nu mai spun că discutam înainte de emisiune ce unitate l-a trădat pe Cuza. O să vorbim că și comandantul acestei unități era tot din județul Bacău, de la Radomirești. A devenit general, v-am adus și o poză de-a lui, să vedeți. Să ne bucurăm. A devenit general în timpul războiului de independență.
Leca era maior atunci. Dar aș vrea să mai subliniez câteva, dacă îmi dați voie, câteva premize, să zic așa, care au contribuit. Deci am vorbit de conjunctura internațională și am profitat de situația în urma războiului Crimeei. Dar dacă poporul român nu avea adânc înrădăcinat în conștiința sa absolut toate categoriile sociale, conștiința unității de neam, conștiința originii comune, conștiința faptului că sunt urmașii dacilor pe toate aceste teritorii, și am putea discuta foarte mult și despre a români, și dar nu e cazul acum. Dar poate o să facem vreodată o emisiune și despre asta. Da, o să discutăm. Și așa cum spuneam, deci este rezultatul unui îndelungat proces istoric, pentru că ei au știut întotdeauna, dom'le, Carpații e coloana vertebrală a pământului românesc. Transilvanenii sunt români, bucovinenii sunt români, noi cei din la sud și la est de Carpați suntem români, avem aceeași origine. Am multe lucruri de spus, dar n-aș vrea să mă întind prea mult. Am spus, deci, de origine comună, de conștiința unității de neam. Vă dau câteva exemple, doar, pe care le-am cules din rândul intelectualilor, pentru că ei scriau și erau mai luminați, dar un alt aspect și un alt merit al intelectualilor din principatele noastre, și nu numai din cele două, și din Bucovina și din Transilvania, că ei au luminat masele, nu s-au mulțumit să fie un grup elitist care să dețină niște cunoștințe și să le țină pentru ei. Ei s-au bazat pe mase pentru că ei au luminat masele cu privire la aceste aspecte. Și să vă dau câteva exemple doar. Se întâlneau, cred că am mai spus, se întâlneau studenții din țara românească și din Moldova pe la Paris, de regulă, și pe la Roma. Și auzeau pe stradă, erau în grupuri, și nu la Viena, alții, cei din, din Bucovina și din Transilvania, corect, de regulă, la Viena, la Berlin. Și se întâlneau pe stradă sau în grupuri și auzeau că ei vorbesc ca și ei. Așa s-a întâmplat și o să vedeți ce întâlnire erau la Mânjina, la moșia lui Negri. Datorită unui asemenea aspect, că ei au și-au dat seama în străinătate, fiind la studii, că sunt oameni care vorbesc aceeași limbă, au aceleași obiceiuri, au aceleași tradiții. Aproape același costum. Da, unii nu știau aceste lucruri, erau tineri, că erau studenți tineri și poate nu aflaseră, atunci au aflat. La 1848, și subliniez încă o dată, generația de la 1848, Pașoptiștii care au făcut și unirea, practic tot cam aceeași generație, a fost și din punctul meu de vedere, este cea mai valoroasă generație din istoria modernă a României. Cred că da. Am argumente suficiente pentru acest aspect și rămân la crezul meu pe care l-am exprimat. În primul rând, ei și-au dat seama, ce să vă spun, că Negri a participat în Franța și a ținut un discurs în legătură cu, la Paris, în legătură cu românii, cu faptul că sunt de același neam. Nu intrăm acum în detalii. Dar de ce? Și avem destule. Și fiindcă vorbim de Negri, și el prin adopție este băcăuan, știți că a locuit, corect, la Târgu Ocna, a murit la Târgu Ocna acolo. Bine, casa de la Mânjina a cunoscut, e să zicem așa, un nucleu important pentru unire. Da, discutăm imediat despre asta. Acea casă de la Mânjina, județul Galați. Da, astăzi e Costache Negri, corect, localitatea. Corect, îi poartă numele. Da, era moștenită după tatăl său, care s-a prăpădit de vreme. Și dacă m-ați provocat la o paranteză, o zic până la capăt acum. El l-a pierdut-o pentru că era mărinimos și a trebuit să o vândă pentru interesele țării. Știu. Și putea fi foarte bogat, pentru că mama lui s-a recăsătorit cu poetul Costache Conachi. Un boier foarte bogat. Conachi i-a spus lui Negri că dacă acceptă să poarte numele Conachi, îi dă toată averea. Și Negri demn a refuzat. A fost frate după mamă cu Cocuța Vogoride, fiica lui Costache Conachi și cu mama lui Negri.
o să vedem și ce influență a avut acest aspect, pozitivă influență asupra destinelor românilor din Principate. Vorbeam de 48. La Blaj, pe Câmpia Libertății, românii au strigat 100.000 de voci care au spus: noi vrem să ne unim cu țara. Un intelectual transilvanean spunea, îl citez: moldovenii sunt munteni, muntenii sunt moldoveni și unii și alții sunt transilvaneni. Și m-am gândit dacă avea dreptate. Și avea? Și vreau să vă spun că în ultimii ani așa, îi dau de plină dreptate, deci n-a fost numai o figură de stil, că dacă facem niște studii istorice, vedem că foarte mulți transilvaneni au venit peste munți în țara românească și în Moldova, și știm asta de acum, nu mai trebuie să dăm explicații, din diferite motive. Dar au venit aici. Și deci el avea un sâmbure de adevăr, nu mai era o, să zic așa, o figură de stil în ceea ce spunea. Revoluționarii noștri de la 1848... Și ne întoarce iar la patoptiști. Tot aici. Știm că în Moldova a fost prima mișcare și rămân la convingerea că dacă era negrin țară, mișcarea revoluționară de la 1848, chiar așa o denumesc și materiale de istorie, din Moldova, era mai bine pregătită, se obțineau mai multe, să zic așa, satisfacții pentru revoluționari, dar negri, unchiul, cum îi spuneau ei, era plecat și ăștia tineri s-au grăbit. Eu zic să nu citiți deocamdată, dar nu citesc. O scurtă pauză de publicitate, că trebuie să o luăm și revenim în câteva minute. Nu vă uitați. Da, da, mai uite, mai știu eu de unde să încep. Cu siguranță. Și atunci vă conduceți ideea până la capăt și revenim? Da, negri, numai atât. Negri era mai în vârstă cu 8-9 ani decât ceilalți. Era mai înțelept și era mai ponderat, era mai profund. De exemplu, el era Cuza, născut în 1820, Alexandrin 21 după unii, în 18 după alții, Negri era născut în 1812. Era mai copt? Era, și din toate punctele de vedere. O să vă nu numai provoc din punct de vedere al vârstei. Da. O să vă provoc și după pauză, pentru că avem informații pe care știu că le știți și știu că am mai discutat pe acest subiect și o să mai amplificați aici, să dați mai multe detalii. Revenim în câteva minute, fiți cu ochii pe noi.